O moașă de la maternitatea Giulești a fost descoperită ca purtătoare de stafilococ în urma controlului realizat de inspectorii sanitari ai Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București. Controlul a fost dispus de Ministerul Sănătății după ce 5 bebeluși născuți luna trecută la această maternitate au fost internați recent la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală, fiind contaminați cu stafilococ auriu. De la personalul maternității Giulești au fost prelevate 48 de probe, iar în cazul unei moașe a fost depistată prezența stafilococului coagulazo, care diferă însă de MRSA, cel depistat în cazul bebelușilor. În prezent, 3 bebeluși contaminați cu stafilococul auriu mai sunt internați la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală, toți 3 fiind în stare stabilă, spun reprezentanții unității medicale. Și avocatul poporului s-a sesizat din oficiu în cazul celor 5 copii născuți la maternitatea Giulești și internați cu stafilococ auriu.